platformă, ajutându-mă de editor de ecuații, ajutându-mă de Word, ajutându-mă de ceea ce ne oferă și platforma și ce mai știm și noi din viața de zi cu zi. Pentru anumite anumite întrebări voi folosi, mi-am propus ca să nu vă plictisesc, voi folosi editorul de ecuații din platformă, iar pentru altele editorul de ecuații din Word. Dacă platforma trecută, cea de anul trecut, nu permitea, nu accepta un editor de ecuații din Word, aceasta acceptă și cu copy-paste luat din Word să lipim aici. Pentru asta, mi-am creat eu o lecție demo pentru în care să realizez un test. Activați editarea, pentru că altfel nu putem să edităm. Și în cadrul secțiunii de teste, de la plus, de la iconița cu plus, adăugăm test. Testul meu va cuprinde 5 întrebări, 5-6 întrebări de toate categoriile. Mai întâi, vrem să edităm acest test, adică să îl facem vizibil pentru copii, să-l denumim și să-i dăm o anumită durată și accesibilitate. Adică, testul meu se va numi divizibilitate, e și de geometrie și de algebră, sunt profesor de matematică, divizibilitate și unghiul. Mai întâi, titlul testului. O descriere a testului nu e necesară, numai dacă doriți să faceți o descriere a testului, puteți să le spuneți elevilor, de exemplu, parcurgeți cu atenție testul. Și această descriere se poate afișa direct pe pagina de curs pentru a o vedea elevii. La sincronizare, aveți nevoie să puneți data de începere a testului. De exemplu, să se înceapă testul de data de 10 decembrie de la ora 16:06 minute. E clar că testul trebuie să înceapă după ora de acum, după ora în care să aveți grijă cum setați timpul, pentru că trebuie să înceapă după ora actuală care realizați testul. Închideți testul. Aici să spunem că punem ora 18. Bun, deja e prea mult 2 ore pentru acest test, dar ei pot accesa elevii acest test în timp de 2 ore, doar că eu aici am posibilitatea de a le pune o limită de timp. Adică în aceste 2 ore, când îl pot accesa, după ce l-au accesat, au o limită de 40 de minute pentru a finaliza testul. Când expiră timpul, încercările deschise sunt trimise automat și aici avem posibilitatea de a alege. Putem alege o perioadă de grație când se pot finaliza încercările deschise sau încercările trebuie trimise înainte de expirarea timpului. Eu, de obicei, aleg prima variantă să se trimită automat. Mai avem de adăugat aici la notă, nota de trecere, dacă doriți o adăugați, eu nu o adaug pentru că asta o stabilesc eu împreună cu copiii, normal că e nota 5, încercări permise. Dacă doriți ca elevii să aibă posibilitatea de a parcurge testul de mai multe ori, alegeți una dintre aceste opțiuni. Eu de obicei pun 1 pentru ca elevii mei să poată să parcurgă doar o singură dată testul. Că asta ne dorim, o evaluare cât mai reală. Dacă pun de 2 ori, de exemplu, am posibilitatea ca metoda de notare a testului să fie ori nota medie, să-mi facă media celor 2 încercări, ori prima încercare, ori ultima încercare. Sau cea mai mare notă. Dacă pun 1, e clar că nu am de ales decât nota pe care o obține la finalul testului. Ca aspect, mie îmi place să nu le înghesui întrebările copiilor pe aceeași pagină și de aceea fiecare întrebare o aleg să fie pe o pagină nouă. Dar puteți aici să alegeți câte întrebări doriți pe o pagină. La mine fiecare întrebare pe o pagină nouă. Și de aici
Nu mai am de setat absolut nimic. Acum, dacă doresc și alte lucruri pentru teste, când vom intra mai în amănunt la teste, când vom ști să creăm testele ușoare și ne ducem la cele mai complexe, atunci probabil că vom intra și aici. Până atunci eu n-am intrat în aceste funcționalități și așa mi-am creat cursul. Și salvează și revină la curs. Acum cursul meu apare aici, dar nu conține nicio întrebare. Pentru asta trebuie să îl setez, adică să mi-adaug întrebările. Editează test. Intru pe test și dau editează test. Cum îl editez? O secundă că trebuie să mut de aici ca să se vadă. Adăugați. Și aici o nouă întrebare. Aici sunt diferite tipuri de întrebări. O să iau în ordine cele mai utilizate întrebări, zic eu, pentru teste, la oricare dintre materii. De exemplu, primul tip de item, alegere multiplă. Numele întrebării. Eu le numerotez 1, 2, deși platforma le numerotează ea însăși în ordine 1, 2, 3, mai pun și eu un 1 că alt nume la întrebare nu m-am gândit să-i dau. Textul întrebării. Aici când puneți textul întrebării, avem posibilitatea să luăm textul din Word. Adică eu mi-am pregătit de astăzi testul deja, sau poate l-am deja făcut din anii anteriori și vreau să utilizez aceste întrebări, care le am deja. Și atunci îl iau din Word, textul, Ctrl-C, copy și paste, și mi-l așez aici. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 12, 48 și 72 este. Notă implicită 1. Dacă doriți să modificați, modificați, dar o să vă arăt și la sfârșit puteți să modificați nota aceasta. Aici, un singur răspuns permis sau mai multe răspunsuri, depinde cum doriți să setați. În cazul meu e un singur răspuns. Amestecați opțiunile. Asta înseamnă că la elevi diferiți opțiunile apar diferit, adică nu în aceeași ordine la fiecare dintre ei. Și acum răspunsul. Pentru ca platforma să corecteze testul, trebuie să știe care este răspunsul corect. Și dăm răspunsul 1, de exemplu 72. În cazul meu, acest răspuns nu este corect. Și atunci nimeni nu va lua punctajul pentru răspunsul acesta. Setez minus. Al doilea răspuns, 144. Care este răspuns corect? Și dacă este răspuns corect, trebuie să am grijă, dacă am setat un singur răspuns corect, 100%. Și opțiunea 3, 12 de exemplu, și aici rămâne nimeni pentru că e răspuns greșit. Dacă doriți mai multe opțiuni decât cele 5 pe care le oferă platforma la început, puteți să mai adăugați încă alte 3 opțiuni și să tot adăugați câte doriți. Salvează modificările. Acum, testul meu conține deja o întrebare. Dacă doresc să văd întrebarea, pot să apăs aici la plus și îmi previzualizează întrebarea. Pot să o văd exact cum am realizat-o și cum o vor vedea copiii când vor accesa testul. De aici, după cum vedeți, unde am creionul ăsta și scrie 1, pot să adaug punctaj, adică să pun un alt punctaj. De exemplu, eu vreau să pun 2 puncte la întrebarea aceasta, îi dau Enter și îmi pune 2 puncte, va primi elevul care va răspunde corect la această întrebare. Și mai adaug o nouă întrebare. Adevărat. Delia, scuză-mă, te rog, nu vreau să depășesc, că știu că o să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri, dar ne întreabă cineva dacă putem avea și mai puține opțiuni, mai puține de 5.
Putem avea, eu aici aveam trei. Poți avea, dar măcar două trebuie să fie ca să poată să aleagă. Deci minim două trebuie să fie ca să aibă de unde să aleagă. Ok, perfect. Dar putem avea, eu aveam trei opțiuni în cazul meu. Ok, mulțumesc. Scuze. O secundă, doar o secundă că... Adevărat, fals. Un alt tip de item, exemplu 2, pot să scriu, deci să nu mă înțelegeți greșit, am posibilitatea să scriu direct în platformă, aici textul întrebării. Eu îl iau din Word ca să nu vă, pentru a fi mai operativ. Și îl iau cu copy, paste. Îmi șterg unul ăsta de față. Unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Aici e și mai simplu, adică eu aici am decât de setat dacă răspunsul dat de mine, dacă întrebarea pusă de mine este adevărată sau falsă. Nu întrebarea, mă scuzați, afirmația pe care am făcut-o eu în textul acestui item este adevărată sau falsă. În cazul meu este adevărat, așa că îmi setez pe adevărat. Bine, aici mai sunt și feedback-uri pe care dumneavoastră puteți să le transmiteți elevilor care au răspuns corect, de exemplu. Elevul a răspuns la corect, adevărat, puteți să-i spuneți un bravo și să-i apară elevului. La răspunsul fals, puteți să spuneți ai grijă. Mă rog, astea sunt opționale și numai dacă doriți să faceți textul mai interesant. Salvează modificările. Și mai am o întrebare în textul meu. Deja am două întrebări. O văd și pe aceasta dacă doresc, să văd dacă e corect. Apare corect elevilor. Mai adăugăm o nouă întrebare. Întrebarea asta este cu potrivire. Întrebarea 3. Aici vroiam să ajung și la întrebarea asta, ca să vă spun că puteți să copiați din Word folosind editorul de ecuații. Eu nu știu dacă se vede documentul meu Word. Se vede? Se vede. Se vede. Se vede. Eu această această relație am scris-o cu ajutorul Microsoft Equation. Ca să o copiez în platformă, pur și simplu să o iau de aici și să o copiez acolo. Ctrl-C, Ctrl-V. Să știți că nu merge. Adică îmi copiază o imagine doar. Și pentru asta am de făcut următorii pași. Îmi scriu textul întrebării sau îmi copiez textul întrebării de aici până la partea aceasta scrisă în editorul de ecuații. Apoi intru în editorul de ecuații din platformă. Acesta este editorul de ecuații din platformă. Editorul de ecuații folosește textul, iar nu tot ceea ce avem noi nevoie la matematică găsim aici. Sunt colegi, profesori care știu să scrie cu acest limbaj. Eu nu știu, am mai învățat câte una alta, dar folosesc mai bine cel din Word. Și atunci, aici, în fereastra asta a editorului de ecuații, copiez din editorul din Word și în așa fel, în felul acesta, mi-l vede. Aici jos se vizualizează exact cum va apărea în întrebare această expresie. Nu știu ce se întâmplă, de ce se desenează pe aici, după mouse-ul meu. Deci, cu ce cifre putem înlocui ăsta? Trebuia salvat numai o secundă.
O secundă, să-l mai scriem o dată aici. Și salvați ecuația. Așa, deci cu ce cifre putem înlocui X și Y pentru a obține această chestiune adevărată? Și punem un semn întrebării. Bun. Vedeți, aici apare scris ciudat, dar o să vedeți că în momentul în care copiii văd, când previzualizează acest test, se va vedea corect. Bun. Aici trebuie să adăugăm răspunsurile. Răspunsurile corecte. Adică vom avea X egal, întrebarea va fi X egal, și adaug eu câteva valori. De exemplu, 2, care e valoarea corectă, 5, pardon, nu 2. Întrebarea 2, Y egal, valoarea corectă, 2. Și neapărat trebuie să mai adăugăm niște valori care din care pot ei să aleagă. O să vă arăt întrebarea și o să înțelegeți de ce mai trebuie adăugat. De exemplu, 3. Salvează modificări. După ce vă arăt întrebarea, o să înțelegeți de ce trebuie adăugat. Așa va arăta întrebarea. Cu ce cifre putem înlocui X și Y pentru a obține X, Y divizibil cu 15? Y. Și putem selecta de aici una dintre valori. Și X. Se selectează una dintre valori. De aceea trebuie puse cât mai multe valori de unde să selecteze. Printre cele bune să fie mai multe și care nu sunt corecte. Și așa va apărea întrebarea. Deci, de ținut minte este faptul că atunci când copiem, scriem cu editorul de ecuații în Word, trebuie să copiem în platformă tot în fereastra editorului de ecuații. Bun. Și mai adăugăm o nouă întrebare. O întrebare de tip răspuns scurt. Până aici copiii au doar de ales. Aici trebuie să răspundă la întrebare. Întrebarea 4. Textul întrebării. O să-l scriu aici. Determinați A aparține lui N. Ca să scriu A aparține lui N, am nevoie de editorul de ecuații. Intru în editorul de ecuații și voi scrie pur și simplu A aparține, îl iau de aici, și N. Așa mi-apare scris în platformă, astfel încât și am nevoie să pun o fracție aici, de aceea intru din nou în editorul de ecuații și am nevoie să pun fracția 5 supra A plus 1. Pentru asta intru aici la avansat și mi-aleg modalitatea asta de a scrie fracții. După prima acoladă voi pune numărătorul 5 și după a doua, între al doilea set de acolade, voi pune A plus 1. Și jos, tot timpul, previzualizez ecuația care va apărea în platformă. Așa? Și aparține, trec din nou la operator, aparține lui N. Determinația aparține lui N, astfel încât ecuația aceea să aparțină lui, ecuația aceea, fracția aceea să fie număr natural. Ca să fie număr natural, trebuie să se împartă exact, deci răspunsul corect este 4. Bineînțeles,
Mai am un răspuns corect și anume 0 și de aceea aici, având două răspunsuri corecte, pun 50% pentru un răspuns corect și pentru al doilea răspuns corect, iarăși 50%. Deci jumate de punctaj va obține dacă dă un singur răspuns corect, pentru că această întrebare are două răspunsuri corecte și saltează modificările. Oare ce nu-i place? Da. Trebuie să aibă 4 și 0 sau 0 și 4 și ambele vor fi cu 100%. Că nu trebuie să aleagă, trebuie să dea răspunsul corect și atunci mare grijă la setările acestea că trebuie să le setăm corect. Bun. Întrebarea mea, întrebarea 4. Vedeți, deși acolo, în momentul apărea foarte ciudat, aici când elevii o vizualizează, apare frumos matematic scris corect. Bun. Mai adăugăm o nouă întrebare. O întrebare de tip eseu. Și acum, dacă vreți să mă întrebați la ce folosește eseul la matematică, noi, profesorii de matematică, ne dorim ca elevii să rezolve, să vedem cum au rezolvat ei efectiv acest test. Pentru această întrebare, permite ca elevul să redacteze rezolvarea sau să o încarce, folosind diferite tipuri de fișiere, de tip poză sau știu eu, dacă ei știu să folosească editorul de ecuații, pot să rezolve aici în platformă sau în Word și să încarce fișierul sau să rezolve efectiv pe caiet, să facă poză și să transmită în timp util rezolvarea. Textul întrebării îl am aici, doar că are și o parte din editorul de ecuații pe care trebuie să o scriu aici, în editor, și anume A plus A plus 10 ori A plus 10 ori B, pardon, plus 12 ori C egal 82. Salvați ecuația. Și mi s-a salvat. Determinați numerele A, B, C, astfel încât să aibă loc. Bun. Problema este cu acest tip de item, că acest tip de item trebuie să-l colecteze profesorul, nu este corectat de către calculator, nici nu are cum. Dacă celelalte tipuri de exerciții sunt corectate automat și avem un răspuns automat, o notă automat la finalul rezolvării testului, când avem și un item din acesta, trebuie să notăm noi personal, în final, nota obținută de elev, să o scriem noi personal. Bun. Opțiuni de răspuns. Editor HTML cu selector de fișiere. De ce am ales asta? Pentru ca să se poate să-și aleagă elevul cum va răspunde la întrebare. Ori scrie în platformă, ori încarcă un fișier. Cursantul trebuie să însereze text, nu-i neapărat, este opțională, că poate încărca ori să încarce fișier, ori să însereze text. Permite atașamente. Da, permite un atașament. Tipuri de fișiere acceptate, alegeți și eu aleg de obicei toate tipurile de fișiere. Informații pentru profesor, nu salvează modificările. Și acum elevul când va
va ajunge la această întrebare, când va ajunge la această întrebare, va avea posibilitatea fie să completeze aici răspunsul, să rezolve problema, fie să încarce un fișier cu rezolvarea problemei în spațiu de aici. Și la finalul parcurgerii întregului test, profesorul trebuie să corecteze ceea ce a scris elevul. De aceea putem folosi acest tip de item și la matematică și la științele exacte, știu eu, se pretează pentru rezolvarea în platformă. Și încă un tip de întrebare vreau să vă mai arăt, și anume aceasta de calcul. Este printre ultimele descoperite de mine, pentru că n-am mai fost în platformă și eu zic că e destul de utilă. Este întrebarea 6. Ce face acest tip de item? Pentru diferiți elevi din clasa noastră, generează diferite seturi de variabile pe care noi le dăm în enunțul unei probleme. De exemplu, în cazul meu, calculați suplimentul unghiului cu măsura de și așez între două acolade o variabilă x grade. O variabilă x și în momentul în care elevii parcurg testul, x-ul acesta va avea o altă valoare pentru fiecare elev, adică un unghi diferit pentru fiecare elev în parte. Răspunsul, trebuie să-i dau răspuns calculatorului pentru a ști cum să corecteze acest item. Ca să calculeze măsura suplimentului, trebuie să scadă din 180 de grade acea valoare pe care o generează automat calculatorul. Și atunci elevul primește un punct. Atâta completez aici și salvează modificările. În secunda în care am dat salvează modificările, platforma mă duce într-o zonă în care trebuie să aleg proprietățile acestor variabile. Sincronizați datele din seturile de date partajate cu alte întrebări într-un test. Eu nu sincronizez pentru că de fiecare dată folosesc alte valori. Pagina următoare îmi spune intervalul de valori până la care vreau eu să merg. Deci vreau să am unghiuri între 10 grade și 180. Setul de valori, x-ul acela pus de mine acolo, va lua valori între 10 și 180. Vreau să am zecimale, de-a dreptul și două zecimale, distribuția să fie uniformă. Refolosiți valoarea anterioară dacă este posibil, disponibilă, nu vreau să o folosesc, vreau să mi se regenereze altele. Apoi, adaugă un item nou. Câte seturi dorim să adăugăm? Vedem câți elevi avem în clasă. De exemplu, eu dacă am 20 de elevi, 20 de seturi. Adaugă. Și salvează modificările. De fiecare dată când un elev parcurge această întrebare, îi va apărea, vedeți că nu mai îmi apare X-ul pe care l-am pus eu, ci îmi va apare o valoare, un unghi de 101,63 de grade. Elevul trebuie să răspundă în caseta aceasta care e suplimentul unghiului. La fiecare elev îi apare un alt unghi, nu același ca și cel de la colegul lui. Acum, cam asta am vrut eu să vă arăt, cam astea sunt întrebările, zic eu, care sunt cele mai utile în momentul ăsta de utilizat în cadrul testelor. După ce am terminat testul, mă întorc la lecția mea și văd că
Testul meu se află aici unde l-am așezat eu la teste de vizibilitate și unghi. Dacă vreau să îl parcurg, previzualizează testul acum, începeți încercarea. Fiecare întrebare îmi apare pe o pagină nouă. Bun. Aș dori să vă arăt și cum puteți vizualiza rapoartele la finalul unui test. Ce vedeți după ce elevii au parcurs un test? O să vă arăt de la mine, de la clasa 11-a. Elevii au dat un test cu limite de funcții, un test simplu. Am avut, dacă intrați pe test, vedeți aici încercările. Am avut încercări, 24 de încercări, 24 de elevi au parcurs testul. Și aici văd toate notele obținute de către elevi. Dacă vreau să modific o notă sau elevul n-a răspuns exact cum așteptam eu, cum am scris eu în platformă, că eu am pus poate un X mare și el a pus X mic, dar răspunsul a dat corect, pot să intru pe nota obținută de elev și aici pot să modific. Comentați sau suprascrieți nota. Dacă la exemplu, exercițiul acesta, el a răspuns de fapt greșit și am greșit eu când am scris rezultatul sau știu eu ce s-a întâmplat și vreau să modific nota, pot să o fac și să-i pun în loc de un punct cât era, să-i pun 0 puncte, de exemplu, sau să-i pun 2 puncte, că vreau să-i dau mai mult cu un punct, că am făcut ceva mai bine. Și după aceea, salvare și se modifică nota elevului. Așa se văd rezultatele fiecărui elev. Și în zona asta se vede și întrebarea de tip eseu. Aici trebuie corectată. Nu am nicio întrebare de tip eseu până acum, că nu le-am dat elevilor să rezolve în platformă. Deci nu vă pot arăta cum arată acele întrebări. Dacă sunt întrebări, mă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumim, Delia! Sper că a fost cât se poate de simplu, așa cum ni se pare și nouă. Eu vroiam înainte să trecem la întrebările pe chat, dacă cumva Andreea consideră că n-am acoperit totul sau mai trebuie ceva acoperit, dacă nu, să trecem la întrebările pe chat. Mie mi se pare extraordinar felul în care a fost prezentat totul. Pot să vin doar cu o mică completare, ca susținere de fapt la tot ce a fost prezentat de către doamna Chereji. O să aveți în foarte scurt timp, cred că nu vreau să promit că săptămâna asta, săptămâna viitoare veți avea și un suport, cum ar veni suport de curs pentru explorarea înscris a testelor. Să aveți un ghid pas cu pas cu tot ce a explicat doamna profesoară acum și poate și cu intrat în amănunte în ce privește funcționalitățile pe care poate doriți să le explorați mai mult, cele pe care doamna Chereji nu le-a detaliat, pentru că chiar nu era cazul, până la urmă este doar o demonstrație cât de simplu este să facem teste în platformă. Bun. Mulțumim, Andreea, mulțumim, Delia. Dacă aveți întrebări pe prezentarea Deliei, trebuie să le adresați aici în chat. Delia ne poate răspunde, se poate întoarce la unele operațiuni. Să profităm de ocazie, zic. Așa, deci ne mulțumesc, Delia, mulțumiri din partea profesorilor. Înregistrările. În toate webinarele noi le înregistrăm și le trimitem către dumneavoastră după înregistrare prin echipa suport din teren. Da? Deci le primiți ulterior, să mă ajute Mădălina, cum le trimitem noi? Via WeTransfer? Pe ce le punem? Prin WeTransfer sunt trimise. Okay. Se trimit coordonatorilor și aceștia vor distribui către toți profesorii din echipă.
Bun, se pare că a fost foarte clar explicat. Într-adevăr, a fost cu referință la materia pe care o predă Delia, dar de la matematică către celelalte materii putem face analogii, astfel încât să ne dăm seama că putem completa acolo și cu text. Ok. Deci eu înțeleg că lucrurile sunt clare și că putem închide. Nu știu dacă mai avem ceva de comentat. Delia, ești tu ok? Da, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Clar că un editorul de ecuații este util atât în învățământul primar, cât și colegilor care predau științe exacte, fizică, chimie și așa, dar care nu, e foarte ușor de scris în platformă textul întrebării sau copiat din Word dacă deja aveți întrebarea. Deci fără probleme cu copy-paste. Ok, ce vrem cumva să, să desființăm mitul sau nu știu cum să îl numim față de platforma pe care unii dintre dumneavoastră o cunosc de anul trecut. Avem o versiune mult simplificată. Partea de teste a fost cumva un călcâi al lui Ahile anul trecut și am explorat foarte mult această componentă și am făcut foarte multe pregătiri, fiindcă era destul de dificil să spunem sau dificil de urmărit fiecare pas. În anul ăsta am customizat tocmai un instrument ușor de utilizat, astfel încât să nu fie dificil să-l utilizați, poate chiar în fiecare lecție pe care o faceți, să aveți câteva întrebări de verificare a cunoștințelor, ca exemplu. Așa că, dacă mai sunt întrebări, acest seminar poate sta la dispoziție până când o să avem, ghidul de care spunea colega mea Andreea. Și când o să aveți ghidul, probabil o să fie mult mai simplu să urmăriți zi de zi procesul. Bun. Da, mai există un comentariu în care un UI transfer este un termen în care se vizualizează materialul, da? E așa cum răspunde și un alt coleg, în mod normal expiră în 7 zile. Dar aveți referința experților pe care îi cunoașteți deja, puteți să le cereți oricând să vă retransmită seminarul înregistrat via mail, da? Bun. Mâine o să-l primiți pe acesta, sper cât de repede posibil. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu. O întrebare pe ultima 100 de metri. Cât timp rămân salvate testele în platformă? Rămân tot timpul, nu se șterg. Da, exact, testele... nu se șterg. Nu se șterg. Și se pot refolosi, practic. Se pot refolosi componente din ele sau se pot refolosi integral. Sigur că da, există un backup constant al întregului conținut al platformei. Nu există un termen de expirare a acestuia. Le puteți folosi anul acesta. Cât sunteți user în platformă, aveți acces la tot conținutul pe care l-ați creat dumneavoastră. Sau sperăm noi în curând să avem acces și la conținutul pe care toți profesori sau unii din profesori doresc să-l împărtășească cu ceilalți membri ai comunității. Lucrăm la asta. Ok. Bun. Perfect. Mulțumim frumos de participare în număr mare din nou. Și noi mulțumim. Să aveți un weekend cât de frumos se poate, călduros și sănătos. Și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Cred că atunci vom închide sesiunile pe anul acesta și ne vom revedea în anul următor, dar vom discuta pe parcursul acestei săptămâni care vine. Ok. Mulțumim mult! Mulțumim și noi! La revedere! La revedere, echipă! Mulțumim, echipă! Mulțumim, Delia! La revedere! La treabă! Mulțumim! Mulțumim tuturor! La revedere! Vă mulțumim! Mulțumim!